Vremurile pe care am îngăduit să le trăim Dumnezeu sunt extrem de tulburi. Neliniștea, dezorientarea și confuzia clatină cele de nezdruncinat. Dar acesta nu este încă sfârșitul. Ne așteaptă vremuri mult mai dificile. Nu se poate să trăim acum fără discernământ. Și nu uitați, copilașa lui Dumnezeu, că răul este neputincios, iar noi suntem nemuritori. Cu noi este Dumnezeu. La Dumnezeu nu este nimeni uitat. Pronia lui păzește pe toți și călăuzește. Lumea este condusă de Dumnezeu, doar de Domnul și de nimeni altcineva. Acum, când s-a împuținat simțitor numărul îndrumătorilor duhovnicești și credința oamenilor, Dumnezeu i-a dat umanității niște călăuzitori neplăcuți care vindecă, învață și înțelepțesc. Și anume, greutățile vieții, necazurile și bolile. Mintea omului este perfidă, inima i-a devenit vicleană, fapt din cauza căruia lui îi vine greu să-și controleze acțiunile, iar Dumnezeu, știind acest lucru, ne-a oferit un medicament amar pentru bolile noastre sufletești, bolile fizice. Așa că rugați-vă și nu deznădăjduiți. Multe dispozitive tehnice i-a îngăduit Dumnezeu omului să inventeze și le-au folosit multe persoane care ulterior au fost recunoscuți sfinți. Iar tehnica nu i-a împiedicat să-și dea inimile în întregime lui Dumnezeu. Computerul se încadrează în aceeași categorie. Unii editează la calculator literatură religioasă, pe când alții lucrează fără de legi. Folosind aceeași tehnică, unii se vor mântui, iar alții pierd încă de aici, de pe pământ. Așa că nu vă temeți acolo unde nu este frică. Trăiți conform legii lui Dumnezeu și dați cezarului cele ce sunt ale cezarului, iar lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Așa ne vom mântui. Locul de care vreți să fugiți vă va găsi oriunde, și în pustietate și în oraș. Noul sistem de evidență intră în exploatare. Nu ar trebui să fugim de computere, aceasta nu este decât tehnică, ci de propriile noastre păcate să fugim. Noi însă nu facem acest lucru, ci le purtăm de grijă, le hrănim până la refuz și trăim desfătându-ne cu ele. Scriptura ne avertizează că vor veni vremuri grele, fiindcă oamenii vor fi mândri, îngânfați, iubitori de desfătări, mai mult decât de Dumnezeu. Nicăieri nu se pomenește de vreun pericol venit din partea tehnicii în sine, dar ni se vestește că oamenii vor fugi de la apus la răsărit și de la răsărit la apus și că acest lucru se va produce sub conducerea vrăjmașului. Iar Dumnezeu este pretutindeni, și la răsărit, și la apus, și își va ajuta oriunde copiii. Și Sfântul nostru Sinod s-a pronunțat deja în privința noilor acte înregistrate prin calculator. În momentul de față, aceste acte, în forma și condițiile actuale, nu prezintă vreun pericol pentru noi. Dar este indubitabil faptul că aceasta nu este decât una dintre etapele de pregătire a grozăvilor viitoare. Lămuriți-vă și nu uitați ce ne cere Dumnezeu. Dă-mi, fiule, inima ta. Nu buletinul, nu adeverința de pensionar, nici cardul de impozite, ci inima. De aceasta, adică de inimă, trebuie să ne îngrijim neîncetat, cu toată silința noastră. Dragostea, bucuria, pacea, milostivirea, indiferent de tipul sistemului de guvernare, nu vor fi date de rușine de către Dumnezeu. Dar omul l-a uitat pe Dumnezeu și duce o viață nedreaptă. Dacă chiar și în cazul slujitorilor altarului, televizorul și tot soiul de dispozitive audio au reușit să înlocuiască rugăciunea și biserica, atunci credeți-mă că mulți deja poartă pecetea, chiar dacă au documente de tip vechi. Din cauza tuturor mizeriilor cu care se hrănește omul contemporan, el singur, benevol, îngrădindu-le și dorindu-le, nimic dumnezeiesc nu mai poate trece și intra în om. Putem rezista grozăviilor viitoare doar printr-un singur lucru. Prin credința în Dumnezeu, prin viața ghidată de ea. Iar orice tulburare, zăpăceală și confuzie, de aceea pun stăpânire cu atâta putere pe viețile noastre, fiindcă nu avem o credință vie, ne lipsește încrederea în Dumnezeu. Toate aceste lucrări demonice vor expulza pacea Duhului și orice speranță. Tu însă viețuiește liniștit, roagă-te lui Dumnezeu și ai încredere în El. Oare Dumnezeu nu știe cum să-și protejeze fiii de fiara cea cumplită? Numai inimile noastre să-i fie fidele Lui. Au venit vremurile când omul se poate mântui doar prin necazuri. Așa că trebuie să ne închinăm fiecărei suferințe și să-i sărutăm mâna.
cât tineret a ajuns la biserică de la o viață dezmățată, trecând prin ocultism, filozofie indiană și yoga, aceste cunoștințe diavolești ei le-au adus cu sine și în biserică, neavând nici putere, nici timp, iar adesea nici vreo dorință de a se elibera de sub stăpânirea îngrozitoare a răului, ei încep să inventeze, pe un fundament creștin, o credință nouă, nemai văzută, unde sunt pe picior de egalitate și adevărul și minciuna. Dar, conform apostolului Petru, mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă dată lor. Vrășmașul neamului omenesc, ajutorul și călăuzitorul adevărat al acestor nefericiți, preferă să stea în umbră. Religiile inventate prin inspirația sa directă acum sunt nenumărate, dar vor fi și mai numeroase. Fiecare țară are o confesiune proprie, iar mai târziu fiecare regiune, fiecare oraș va avea o confesiune proprie. Vor veni și vremurile cumplite când fiecare om, fiecare minte în parte, va avea o credință proprie. Nici credința nu vrea să privească cu indiferență la prezența credinței. Ea nu se mulțumește cu ce are. Ea urmărește să distrugă cu desăvârșire orice diferență de gândire, mai ales în ceea ce privește credința, existența lui Dumnezeu și nemurirea sufletului. Dar cea mai periculoasă metodă actuală de luptă împotriva lui Dumnezeu și de distrugerea bisericii ortodoxe este pervertirea creștinismului autentic și înlocuirea lui printr-o formă falsă de creștinism. Evanghelia pe care o cunosc acum toți a devenit obiectul interpretării personale a reexegezei a diverselor calomnii pe baza cuvântului lui Dumnezeu. A fost o perioadă de timp care a favorizat acest lucru. Credincioșii nu aveau cărți pentru a se lămuri cu privire la adevăr, iar tagma slujitoare tăcea, fiind legată prin interdicția tacită a stăpânitorilor lumii acesteia. Dar nici atunci nu a existat un asemenea torent de minciuni legate de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, când cărțile bisericești și tâlcuirile făcute de oamenii sfinți al lui Dumnezeu, inspirați de Sfântul Duh, sunt mult mai ușor de găsit decât pâinea cea de toate zilele, în special acum, asumându-și calitatea de creștin, se strecoară în biserică slujitorii eretici ai satanei. Ei propovăduiesc perfidia sub pretextul credinței pe Antihrist, sub numele lui Hristos și, mascând minciuna sub chipul corectitudinii, prin viclenie distrug adevărul. Sfânta Scriptură spune, dar Fiul omului, când va veni, va găsi oare credință pe pământ? Luca 18:8. Au venit zilele când termenul de creștin este vehiculat peste tot, se deschid biserici mai numeroase decât numărul celor care se roagă în ele. Dar să nu ne grăbim a ne bucura. De cele mai multe ori, acestea nu sunt decât niște aparențe, fiindcă în interiorul lor nu mai există Duhul creștin, Duhul dragostei, Duhul lui Dumnezeu care izvorăște și dă viață, ci acolo domnește Duhul veacului acestuia, Duhul neîncrederii, al răutății și al separării. Duhul înșelării și învățăturile demonice au pătruns deja în mod vizibil în mediul bisericesc. Slujitorii altarului și poporului lui Dumnezeu își permit să ducă o viață după poftele inimilor, rugându-se lui Dumnezeu și practicând păcatul în mod simultan, fapt pentru care își primesc plata meritată. Dumnezeu nu-i mai ascultă, iar diavolul, nemai fiind legat de puterea lui Dumnezeu, lucrează prin cei înșelați de el în toate faptele răutății lui. Încă din primele secole ale creștinismului, Duhul lui Dumnezeu i-a avertizat pe cei de atunci că, în vremurile cele mai de-apoi, unii se vor depărta de la credință, luând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile demonilor. Timotei 4:1. Acum, apostazia se răspândește pe pământ. Omul, respingând binele și alegând răul, conducrează cu puterile întunericului împotriva lucrării lui Dumnezeu. Existența vieții pe pământ. Noi suntem martorii producerii acestor lucruri. Iată ce pericol îngrozitor amenință lumea. Cum să trăim în această lume nebunită de răutate? Ascultați-mă atent! Dumnezeiescul Ignatie Brianceaninov ne răspunde: cei care se vor nevoi într-adevăr de dragul lui Dumnezeu se vor ascunde cu înțelepciune de oameni și nu vor săvârși în prezența lor minuni și semne. Ei vor merge pe calea lucrării pătrunse de smerenie și în împărăția lui Dumnezeu vor fi mai mari decât părinții care s-au proslăvit prin minuni. Dragii mei, aceste indicații sunt extrem de importante pentru noi. Feriți-vă de zarvă, feriți-vă de faptele făcute la vedere, feriți-vă de tot ceea ce vă privează de smerenie. Acolo unde nu există smerenie, nu este și nici nu poate fi vorba de lucruri cu adevărat plăcute lui Dumnezeu.
Acum sunt vremurile când nu mai există îndrumător plin de har, cu o viață duhovnicească autentică. Acum este mai sigur să ne călăuzim prin intermediul Sfintei Scripturi și a scrierilor Sfinților Părinți. Domnul și în această situație îi vine în ajutor turmei celei mici care îl caută. Cărțile părinților purtători de duh au văzut din nou lumina tiparului, devenind iarăși accesibile pentru credincioși. Lecturați lucrările Sfântului Ignatie Brianceaninov, pătrundeți esența celor citite și uneltirile vrășmașului nu vor îndrăzni să se atingă de voi, cei care îi urmați sfaturile. Iată un ultim cuvânt pentru noi, cei care trăim vremuri atât de grele. Apostazia este îngăduită de Dumnezeu. Nu încerca să o împiedici cu mâna ta neputincioasă. Îndepărtează-te, păzește-te pe tine însuți de ea. Aceasta este îndeajuns pentru tine. Recunoaște duhul timpului, analizează-l ca în măsura posibilităților tale să eviți influențele lui. Dragii mei, îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirii diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, stăpâniilor, împotriva stăpânilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh. Efeseni 6:11. Iar Domnul ne va fi alături. El ne va fi de ajutor. Articol preluat de la Arhimandritul Ioan Creștiachin, cartea Unui fiu duhovnicesc necunoscut, editura Doxologia 2016. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoși și robii Tăi. Amin.